am rămas de la Argeșeni, eu nu m-am născut în Argeș, prin accident. Sunt născut în București. Însă vreau să vă spun, copilăria am trecut-o în comuna Fălfani. Și dacă există ceva care m-a impresionat până acum la 70 de ani, este acea perioadă a vieții mele pe care nu uit absolut niciodată. Întreg neamul mi se află în Argeș. Aproape toți își doarme somnul de veci. Probabil și eu voi fi tot acolo. Am moștenit însă de la Argeș aceleași lucruri pe care vi le spuneam despre Antonescu și despre despre Milea. Este coloana vertebrală dreaptă, cuvântul dat, onoarea de a-l ține și vorba verde. Nu mai spun despre vitejie pentru că n-am fost implicat în momente tragice pentru România. Probabil Dumnezeu m-a apărat. În numele tuturor care suntem aici, vreau să vă asigurăm că suntem și vom fi cetățeni de onoare ai Argeșului. Întotdeauna vom încerca să facem ce depinde de noi pentru viața dumneavoastră mai bună și totodată cred că mai pot exprima un sentiment din partea armatei pentru dumneavoastră și anume acela, contați pe cei care sunt în armată și provin din Argeș. Ăștia sunt patrioti. Ne simțim onorat. Prin asta vedem că cel puțin în momentul de față se acordă meritul armatei de-a lungul timpului, care să știe că a fost întotdeauna coloana vertebrală a societății. Ne simțim onorați, ne simțim obligați și vă mulțumim pentru această apreciere și prin ce ați făcut acum. Personal mă simt mândru, ca și ceilalți, că dacă părinții mei și bunicii mei ar putea să mă audă, o să-și dea seama că nu s-au jertfit degeaba de-a lungul timpului ca să fim noi ce suntem acum. Noi ne putem păstra identitatea prin cultul eroilor. Doresc să fac o singură recomandare, care e valabilă și pentru noi și pentru toți. Bazați-vă pe noi, armata, și activă și în rezervă. Trebuie să ne unim, să terminăm cu disensiunile între categoriile sociale și să nu uităm niciodată un proverb românesc. Turmele de oi adună întotdeauna haitele de lupi. Eu, în încheiere, nu pot decât să vă spun să vă dea Dumnezeu sănătate și să fim uniți până la capăt, pentru că speranța nu moare și totul depinde de noi. Cum știți, simbolul justiției este balanța. Eu, dacă ar fi posibil să pun pe un tare onoarea de a fi eu cetățean al Argeșului și pe alt tare onoarea de Argeșului de a fi eu cetățean de onoare al lui, primează. Și mai important, ceea ce acest primul cântat decât pe cel de-al doilea. Oricum, noi vă mulțumim din suflet pentru cinstea pe care ne-ați acordat-o și, în continuare, vom face tot posibil ca prin conduita noastră să rămânem cetățean de onoare a Argeșului. Pentru mine, spun cinstit și mărturisesc că am asistat ca la producerea unei minuni, pentru că înfrățirea pe care frățirile voastre ați dovedit-o astăzi este un lucru rarisim în istoria noastră. Pământul Argeșului, acest pământ unde este o vârșia neamului românesc, a noastră ca țară, ca popor, a noastră ca biserică națională. Pentru că pe aceste meleaguri s-a plămădit și țara noastră în începuturi și biserica noastră în acelea începuturi. Mărturisesc că mă simt onorat că revin pe aceste meleaguri unde
practic a trebuit să le părăsesc din copilărie, ca elev, student, doctorant, fiind de părt, și să ajung pe urmă să slujesc biserica, eu care mă încovoiam cu secerea pe câmp și cu sapa, cu părinții și cei 13 frați, și trudeam și nu gândeam vreodată în viața mea că am să ajung poate în vârful acestei piramide clericale. Ați asistat aici, de-aia spun că este o minune, la coloana vertebrală a neamului românesc, armata. Încheiem acum cu coloana vertebrală spirituală a neamului omenesc, care este biserica. Domnule președinte Niculescu Constantin, stimați participanți, cu o lună în urmă, la 23 august anul acesta, s-au împlinit 65 de ani de când am defilat sub Arcul de Triumf în București, venind pe jos din munții Tatra, 1300 de kilometri. Mi-aduc aminte că 60 și ceva de ani în urmă, acasă, am lăsat părinții, am lăsat frații, am lăsat surorile, am lăsat pe cei mai dragi, am lăsat condeiul și pana și am plecat la război. Am plecat la război pentru a ne apăra pământul nostru sfânt, pe care l-am moștenit de la daci și romani. Și astăzi, la vârsta noastră, care suntem aici trecuți de aproape la 90 de ani, mulțumim guvernanților noștri, mulțumim organelor locale și de partid și de stat, care cât de cât se mai ocupă și de noi. Vreau să vă spun că noi, veterani de război, eu sunt președintele filialei municipiului Pitești și un ajutor deosebit l-am primit din partea Consiliului Județean, a consilierilor județeni și a primăriei municipiului Pitești, pentru care, cu această ocazie, țin să le mulțumesc din suflet în numele tuturor veteranilor din Argeș. Aș vrea să vă spun, ca să știți și dumneavoastră, că din cei care am luptat pe front direct, mai suntem în Pitești decorați cu ordine și medalii de front 14. Din 460, toți ceilalți au trecut în neființă. Vedeți și dumneavoastră cum vremea a trecut și noi pe parcurs ne-am pierdut câte unul, câte unul. Încă o dată mulțumesc Consiliului Județean. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de un adevărat târg al meșteșugarilor argeșeni, dar și al producătorilor de legume și fructe de cea mai bună calitate din județ. Mă numesc Florea George Valentin, sunt de la Valea Danului, de la școala domnului profesor Dan Chirașimescu și am 11 ani. Și ce faci aici? Ești și la Școala Populară de Arte, da? Cursant. Da. Da? Da. Ia spune-mi tu, ce faci aici? Văd că ești foarte frumos îmbrăcat. Este un costum tradițional, este da? Este un costum tradițional care se poartă la aceste festivități. Și ia spune-mi, ce meșterești tu acolo? Eu fac niște crestături în lemn. Da? Da. Îți place să meșterești lemnul? Da. Și înveți acest lucru, da? Da. Și vrei să continui tradiția? Da. Ai mai avut pe cineva în familia ta care s-a ocupat cu acest meșteșug? Da. Cine? Tată. Tata. Și în prezent se ocupă sau nu se face altceva? Nu se mai ocupă, da? Dar tu ai preluat această tradiție. Da. Îți place să o duci mai departe? Da. Și cine te-a învățat prima dată să sculptezi din lemn? Tata? Da. Și apoi? Domnul profesor. Sunt venit cu un grup de copii
pentru a prezenta specificul artei populare tradiționale din zona Argeșului. Continuați tradiția populară? Da, da. Ne-am axat pe sculptura tradițională din zona noastră Argeșului pentru a continua această tradiție care dă frumuseții artei noastre tradiționale. Vă văd foarte frumos îmbrăcată, costumată, ca la noi în Argeș. Da. Și spuneți, doamne, ce faceți noastră? Cu ce vă ocupați? Cu torsul, cu țesutul, cu cusutul, învățăm fetițele. Acum, generația asta, acum nouă, deja s-au uitat mai demult. Și noi încercăm să reînviem din nou tradiția. Să fie, că e mai frumos decât ghiciurile astea care au ieșit acum, tot felul de lucruri. Mult mai frumos sunt astea de data ale noastre. Și încercăm. Un grup de fete să alcătuim, să începem să poase. Cum poseam făcut în zăii, șervete, fețe de masă, cum poseam noi odată, toarce. În această lună, orică să lucra bluze, flanele sau făceam macate, cuvertul de pat. Așa, să faci sărici din acelea, cu firul gros pentru blocade. Și tot felul de lucruri, din lână. Programul manifestării a mai cuprins un spectacol susținut de ansambluri folclorice și interpreți din Argeș, dar și de maestrul Tudor Gheorghe și îndrăgitul Fuego.